Avem în acest moment noi echipa emisiunii Sub semnul întrebării. Suntem în posesia a 110 pagini, atenție, din ceea ce noi spunem că este, rămâne să decidă autoritățile cărora le putem pune la dispoziție o astfel de copie, contractul Bechtel. Atenție foarte mare, veți vedea pe ecran o parte din aceste 110 pagini, pe care spun încă o dată, echipa emisiunii Sub semnul întrebării este dispusă să le pună pe masa autorităților, oricare ar fi ele. Deci dacă sună domnul Șova în momentul ăsta, îi trimitem o copie. Dacă sună domnul Maior de la SRI, îi trimitem o copie. Dacă sună Dacă ne sună domnul Victor Ponta în acest moment, îi trimitem o copie. Și mai ales păstrați și dumneavoastră o copie. Noi dacă le dați copie lor, categorie. Vreau să vedeți, se stop. Hai să arătăm. Una pentru doamna Petrașcu, o copie pentru doamna Petrașcu. Atenție foarte mare, doamnele și domnilor. Când făceam o Dan Diaconescu, ăla cu... Premieră națională, mă rog, găsim un titlu, dar nu e nimic tabloid din asta. Da. Priviți cu atenție pe ecran, vă rog foarte mult. Haideți, colegii. Contractul de construire a autostrăzii Brașov-Cluj-Borș. Termenii contractului, acest contract a fost încheiat la data de 19 decembrie 2003 și începe întreaga, dacă vreți, întreaga derulare a acestui contract. Da? Îl vedeți în formatul acesta electronic în acest moment. Mihai Bășulescu, vedeți, veți vedea acolo ce conține contractul și veți vedea, e adevărat, veți vedea un draft electronic, deci nu este un draft cu semnăturile personajelor, adică director general Mihai Bășulescu și Michael Adams, senior vice president la Bechtel International. Da? Deci atenție, vă spun încă o dată, există copia electronică. Noi ne avem semnăturile, dar le-a arătat ceva mai devreme Sabin. Textul este identic cu cel pe care ai arătat unde apărau și semnăturile. Avem contractul Bechtel, chiar așa titrați, da? Avem contractul Bechtel. În acest moment, echipa emisiunii Sub semnul întrebării este în posesia contractului Bechtel. Contractul pe care de un an de zile domnul Dan Șova, ministrul al transporturilor, împreună cu domnul Ponta, împreună cu toți ai lor, ca să zicem așa, spun că nu-l găsesc, că nu mai există la Ministerul Transporturilor, că nu știu ce s-a întâmplat cu el, ba mai mult de atât, domnul Șova anunța, dacă mi-aduc eu bine aminte, anunța în urmă cu un an de zile că va sesiza parchetul în legătura cu dispariția acestui contract. Ei bine, contractul Bechtel este în acest moment în posesia emisiunii Sub semnul întrebării. Draftul electronic al contractului Bechtel, precizez încă o dată, repet, autorităților le stăm la dispoziție pentru a le oferi o copie de asemenea electronică a acestui contract.